Salutare, prieteni! În episodul de astăzi o să montăm acest termostat ambiental prin Wi-Fi, adică fără fir. Prima dată, eu am să montez la o centrală Ariston și prima dată ce trebuie noi să facem este să dăm acest capac jos. Dacă îl vedeți voi, fața. Partea asta trebuie dată jos. Ce trebuie să aveți? Să aveți o șurubelniță în care să ridicați partea asta de tablă peste acești umeri din plastic. Vedeți, avem unul aici, unul aici, după care să trage fața de la centrală. Și mai avem aceste două șuruburi aici, unul aici și unul aici. Noi trebuie să ajungem undeva în partea din spate, la placa de bază. Și încă ceva de menționat, dacă centrala este nouă, cum este în cazul meu, o să pierd garanția. Asta o fac pe barba mea. Dacă aduceam un meseriaș să-mi dea factură și garanție la termostat, mă ducea undeva la, cred eu, 100 de lei. Iar termostatul a fost 120 de lei. Deci mă risc și la cealaltă centrală, mai am o centrală Imergaz, la fel, l-am montat eu și o am de 8 ani și n-am nicio problemă. Dacă este să strice, aia, Dumnezeu cu milă. Și acum să-i dăm drumul la treabă. Gata, am dat fața jos. Iar noi trebuie să demontăm partea asta. Deci ea vine cam așa, montată. Și noi trebuie să tragem de acest capac, să-l scoatem afară. Și trebuie să ajungem aici, în partea dreaptă. Vedeți voi? Aceasta este mufa unde vom lega termostatul. Adică prima unitate care o avem aici, care o lăsăm aici la centrală, ăsta e. Și o să-l montăm pe undeva pe aici, pe jos. Și de aici îl legăm la 220, iar de aici o să-l legăm la centrală. Gata, oameni buni, am făcut legătura. Deci, am tras un cablu cu ștecher de aici, unde scrie 230. După care, am luat un cablu, am făcut legătura la NC și la COM și am făcut legătura la papucul care îl aveam acolo sus la centrală. Acum, urmează să-l bag în priză, să-l conectăm la centrală și să pun bateriile la termostatul ambiental. Gata, oameni buni, am băgat centrala în priză, funcționează, termostatul, am făcut legătura la centrală și la lumină, bine, n-am să-l pun acolo, dar provizoriu. După cum puteți vedea, LED-ul power este aprins, adică funcționează. Și acum am să dau drumul la centrală pe căldură. Vedeți, ea n-a pornit. Acum a pornit. Și acum am să setez eu ăsta sub 15 grade. Și acum să facem conexiunea cu ăsta. Până pâlpâie, dacă vedeți voi pâlpâie acum.
Gata, oameni buni, am făcut conexiunea în cele două unități. Pentru cei care vreți să montați un astfel de termostat ambiental, găsiți aici cam cum se împerechează cele două unități. Și haideți să vă arăt și vouă cum funcționează. Oameni buni, am împerecheat cele două unități, astea două. Pentru împerecheat găsiți în funcție de fiecare termostat ce instrucțiuni are. Și haideți să verificăm centrala. După cum puteți vedea voi, aici 20,5 grade. Și am setat-o sub 19 grade și centrala funcționează acum. Acum mărim. Dăm la 22, hai 23. Și așteptăm să oprească termostatul. Vedeți? A oprit. Acum, dacă o să scădem temperatura, o să plece. Pentru că este sub 20 de grade. Vedeți? Centrala a plecat. Și acum o să pornească. Și a pornit. Vedeți? Cam asta a fost. Cam așa se montează un astfel de termostat ambiental cu Wi-Fi. Iar cel cu fir faceți doar legătura aici. Și îl montați unde vreți voi, în bucătărie sau unde vreți voi să trageți firul. Oameni buni, cam asta a fost, cam așa se montează un termostat ambiental. Nu este greu, este destul de ușor. Tot ce trebuie să faceți este să demontați această față, iar legăturile le faceți de aici. Și în funcție de termostat, faceți la priză și acum în funcție de voi unde vreți să-l poziționați. Dar legătura se face fix de aici. V-am arătat care ar fi procedura. Oameni buni, cam asta a fost. Acum urmează să vi pun fața la loc. Nu este greu, este destul de ușor. Dacă v-a plăcut și v-am fost de folos, mă bucur. Și v-ați făcut și voi o mică idee cam cum se montează. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.